Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre comunicare în timp, în perioade de criză, alături de noi. Andreea Tincea, colega mea, senior editor Herald, consilier relațional în metoda ESPERE și coordonatorul colecției Arta Comunicării în Relații și invitatul nostru special, Sabin Mureșan, coach pentru transformare și trainer HeartMath pentru reziliență și coerența inimii. Iată, astăzi vom vorbi despre un subiect frumos, un subiect interesant pe care nu l-am mai abordat în materialele noastre video și ne dorim foarte mult să ne fiți alături. Aș începe discuția noastră cu Sabin. Sabin, ai lucrat ca jurnalist și peacemaker, lucrător pentru pace în diverse contexte și contexte de conflict și în diverse zone ale globului, în diverse țări. Ce repere de comunicare pentru pace și mediere ne poți recomanda? Iată, bineînțeles că facem o aluzie firească la perioada pe care o traversăm, din păcate, cu toții. Sorin, mulțumesc mult în primul rând și ție și Andrei pentru invitație. Și o scurtă introducere, pot să spun că timp de 10 ani, într-adevăr, profesia mea a fost de lucrător pentru pace în diferite zone din Asia, din Africa, din Orientul Mijlociu, în plin război sau imediat după război în comunități și societăți care se străduiau să creeze o altă realitate decât cea a războiului, a conflictului armat. Și asta a fost la nivel de proiecte mari. Am văzut multe dinamici care acum se repetă și noi ce vedem acum că ne afectează direct pentru că este la granițele noastre situația din Ucraina, e o situație care în ultimele zeci de ani a fost ascunsă cumva de Europa, întâmplându-se pe alte continente, însă sunt dinamici care sunt foarte înrădăcinate în societatea pe care noi, ca oameni moderni, am construit-o împreună la nivel global, în special după al doilea război mondial. Și iată că acum situația vine foarte aproape de casă și nu mai putem ignora. Ce e foarte important și aduc asta în conversațiile unul la unul sau în grupuri și iată acum spre publicul larg, este de a avea trei elemente, atât în discurs cât și în trăirea interioară, cât și în relațiile pe care le am în fiecare zi. Și primul element este acela de a activa o stare de empatie și de compasiune pentru cei care se află atât direct afectați de ce se întâmplă în Ucraina, de toate părțile implicate. Și asta pentru mine a fost foarte important, să ies dintr-o demonizare a unei persoane, fie că e șef de stat, fie că este militar sau... Deci să ies dintr-o demonizare, să ies dintr-o polarizare a binelui și a răului, a unui popor, că multă lume, de exemplu, acum se uită la ruși și la Rusia ca fiind un popor malefic, își amintesc mulți oameni de traumele bunicilor noștri din război și se activează diferite emoții colective puternice care demonizează. Și asta e un lucru foarte periculos, pentru că de acolo numai se pot escalada situații. Deci o primă parte, este un prim element, este o empatie, o compasiune reală față de toți cei implicați în conflict, în special de civilii care sunt acolo, dar și, de exemplu, față de militari, pentru că experiența mea din zone de conflict este că foarte mulți militari sunt foarte tineri și extrem de speriați de situația asta și terifiați efectiv și nu-i deloc o plăcere și nu este o natură umană ușor de accesat această stare de a merge și de a-i omorâ pe alți oameni, indiferent în ce armată servești. Și asta e o realitate pentru foarte mulți, traumatizantă pentru foarte mulți care sunt sub arme și indiferent de ce parte și în ce armată sunt. Deci o empatie și o compasiune
pentru umanitate din toți cei care sunt implicați. Și deja în România mulți s-au mobilizat pentru a sprijini refugiații care vin din Ucraina. Al doilea element este de acțiune non-violentă, care mi se pare foarte important. Și aici, pe foarte multe niveluri, pe toate nivelurile, acțiune non-violentă cât de mult posibil, pentru că a sprijini ce se întâmplă acolo cu armament și cu muniție alimentează, ca și cum am pune gaz pe foc. Ce putem face de la nivel diplomatic, la nivel cel mai înalt într-un stat, până la nivel cel mai de bază în comunitate. Deja se întâmplă foarte mult la nivel interuman, oameni care găzduiesc, oameni care au grijă de ei și așa mai departe. Deci partea asta de non-violență în acțiune. Și al treilea element ar fi un element de creativitate, care să răspundă în mod real la nevoile oamenilor aflate în conflict. Creativitate de a găsi soluții noi, de a înțelege că doar să continuăm să avem aceleași soluții de înarmare, de bugete masive reorientate către de a comasa la nesfârșit armate de o parte și de alta unei linii imaginare de front, nu face decât să alimenteze situația tensionată și violențele. Cum putem fi și să ne punem creativitatea noastră nativă și bogată ca umanitate în a găsi soluții cu adevărat pașnice și funcționale în starea asta de conflict? Deci trei elemente, la creativitate, non-violență și compasiune și empatie. Și aș adăuga eu, glumă sau nu, e un adevăr, în zilele acestea negocierea este mama înțelepciunii, negociere și diplomație. Andreea, din postura, să spunem, de coordonator al colecției Arta Comunicării în relații, pentru că, iată, vorbim despre metoda Esperea lui Jacques Salomé în comunicare. Care sunt principiile și instrumentele metodei ESPERE pe care, iată, noi le putem folosi, mai ales în situații de criză, în viața noastră cotidiană, în viața noastră de zi cu zi? Bună ziua, Sorin, bună ziua, Sabin, bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Mă bucur că avem șansa să facem acest material împreună și unul dintre instrumentele despre care vorbeai și pe care atât comunicarea non-violentă a lui Marshall, atât HeartMath și principiile HeartMath, dar și metoda ESPERE a lui Jacques Salomé o aduce în atenție este prezentul, a te așeza în prezent. Și cumva de aici rezultă câteva comportamente naturale, simple și care evident trebuie exersate ca ele să devină o rutină de viață, să revii în prezent. În acest moment sunt împreună cu voi într-un video în care încercăm să oferim în mod creativ, cum o menționa și Sabin, ceva din empatia noastră, ceva din resursele noastre în comun cu toți cei care au nevoie poate de câteva repere de autoorganizare interioară din punct de vedere emoțional, mental, corporal, de ce nu principial. Jacques Salomé este prin excelență și el un pacifist. Metoda lui ESPERE este împrăștiată în întreaga lume începând cu anii 70-80, iar noi facem cinste cu mare bucurie acestei metode, având pentru prima oară la editura Herald o colecție alcătuită din 4 titluri. 3 dintre ele sunt pentru prima oară traduse în limba română, Fii tu însuți când vorbești, Simbolizarea și actele simbolizării și povești vindecătoare despre lucruri mărunte care ascund posibilități infinite. Cea de-a patra, de ce ne este atât de dificil să fim fericiți, este încă în lucru, o să fie disponibilă în curând și pe site-ul nostru. Sunt niște cărți la care am lucrat cu bucurie, foarte multă bucurie, pe de-o parte pentru că îi cunosc de aproape metoda lui Jacques Salomé și o practic în viața mea. Iar în fiecare dintre aceste cărți, în funcție de nivelul de informare pe care vi-l doriți, fie că luați una dintre ele, cea care este cartea tehnică, gramatica relațională, da, din această colecție, Fii tu însuți când vorbești, unde lucrurile sunt explicate într-un îndrumar extrem de succint,
legat de regulile de igienă relațională pe care Jacques Salomé le prezintă în metoda sa și care sunt foarte naturale. Nu este ca și cum veți merge la un curs, este ca și cum vă veți reaminti ce este natural până la urmă și ce este esențial ființei umane care trăiește în relații. Pe lângă prezența, al doilea instrument la care eu fac apel este să constant să realizez și să respect faptul că trăiesc o experiență de viață în 3D care s-a născut în relație, se dezvoltă în relație și până în ultima clipă tot în relație îmi propune să experimentez ce experimentez în această viață. Deci prezență, conștientizarea faptului că trăiesc în relație și că sumarul a ceea ce înseamnă o relație bună cu sistemul din care fac parte, cu persoanele de lângă mine, cu membrii familiei, dar în primul rând cu mine însumi, deci o bună relație cu mine însumi și cu oricine altcineva sau oricare alt element din sistem, înseamnă respect. Respect de două părți și acesta este un alt instrument de conștientizare pe care Jacques Salomé îl împărtășește. O relație are două capete. Eu întotdeauna voi putea să experimentez o relație, comunicarea relațională, da? Comunicarea în relații cu alți oameni din capătul meu de relație, cu respect față de mine însumi, nevoile mele, dorințele mele, viziunile mele, idealurile mele, limitele și resursele mele, pe care pot doar să le pun în comun, să le comunic în relație cu cealaltă persoană care de la propriul ei capăt de relație are aceleași instrumente ca și mine să rămână în prezent, să se respecte pe sine și în respect de sine și față de mine, la mijlocul relației, la mijlocul eșarfei dintre noi doi, să putem să facem o masă comună de discuții în care să negociem, și acesta ar fi un al treilea aspect pe care și tu l-ai menționat, care cred că e important în această perioadă, relația înseamnă negociere, relația înseamnă confruntare și nu înfruntare, ca să fac o diferență pe care și Jacques Salomé în cărțile sale o menționează, a confrunta înseamnă a pune în comun, pe aceeași masă, punctul meu de vedere, capătul meu de relație, cu ceea ce eu reprezint, emoții, gânduri, senzații corporale, viziuni personale, și pe ale tale, pe aceeași masă, și să încercăm să vedem în comun ce avem din toate aceste lucruri, ce putem să tranzacționăm între noi, la ce nevoi și dorințe poți să răspund, la ce nevoi și dorințe poți tu să-mi răspunzi, într-un foarte simplu joc și dinamică cu patru verbe relaționale, a da, a primi, a refuza și a cere. Și dacă ne întoarcem la contextul actual pentru care și am pregătit acest material, cred că încă suntem poziționați într-o oarecare minimă formă de respect față de faptul că toți trăim pe planeta Pământ în acest moment și poate că singurul lucru care ține lucrurile încă în funcționalitate și într-un oarecare dialog fragil cei drept este faptul că respectăm că trăim, respectăm viața din noi și cred că toată lumea de pe acest pământ, tot ce este viu, înscris fiind cu acest simț al supraviețuirii și al existenței, această energie vitală, cum o numește și Jacques Salomé, de a continua să experimentezi, da? Simțul acesta vital care trece prin noi, am speranța că atât timp cât încă ne raportăm la asta, la faptul că suntem în viață aici, s-ar putea să găsim prin negociere și confruntare, prin respect de sine și reciproc, o modalitate de a comunica astfel încât să ajungem la un rezultat în care vom face cu toții negocieri și compromisuri. Astea sunt toate elemente din metoda lui Jacques Salomé. Compromisuri în măsura în care la final și eu am lăsat de la mine și tu ai lăsat de la tine și am ajuns într-un punct în care totuși putem funcționa în continuare în respect relațional. Sabin, așa cum spunea și Andreea, iată, o criză poate să ducă lumea, să spunem, în polarizare, da? Deci vedem peste tot. Unii sunt de o parte, unii sunt de alta. Propaganda este foarte puternică și de o parte și de alta. Fake news-urile sunt iarăși prezente. Deci avem senzația, sentimentul că trăim așa un haos, o nebunie din punct de vedere informațional. Cum ne informăm sănătos și echilibrat în timp de criză? E o întrebare importantă asta și o practică importantă din punctul meu de vedere, înțelegând că pe timp de
criză și noi păream să fim acum de 2 ani accelerat într-o criză. A fost o criză medicală, socială, acum este o criză militară, politică. Unii spun că se combină și se pregătește cumva o criză economică. Adică sunt niște dinamici profund înrădăcinate în felul în care noi trăim ca societate, pentru că din ce am văzut, războaiele în special și crizele sunt cauzate și cu anumite urmăriri și așteptări economice și financiare. Sunt cinci industrii foarte mari și aici o să revin de ce e important asta pentru a filtra mesajele. Sunt cinci industrii foarte mari care controlează și generează profit în lumea asta. Și una este cea militară, alta este cea farmaceutică, alta este cea alimentară, alta este cea bancară, financiară și a cincea este cea energetică, tot ce ține de electricitate, de petrol și așa mai departe. Și în momentul în care aceste cinci se mobilizează și urmăresc în mod firesc, pentru că așa sunt construite, profitul, industria de armament produce în permanență și inovează în permanență. Și am văzut în Irak, am văzut în Filipine, am văzut în Sudan și în alte locuri, teatre de operații, cum se numesc, unde această industrie are nevoie să experimenteze, să desfacă armamentul pe care îl produce, tehnica militară. Și e o presiune foarte mare ca asta să se întâmple în diferite locuri din lume. Și iată cum se întâmplă foarte aproape de noi, în Ucraina. Ce putem face în aceste momente? Un lucru foarte important pentru a păstra această igienă de comunicare și relațională este să nu dăm mai departe informațiile pe care știm că nu sunt adevărate sau percepem că pot fi false sau pe care noi nu le-am generat. Și e clasic povestea cu avea trei surse de verificare pentru orice informații. Dar trăim într-o epocă în care imaginile sunt foarte importante și ușor de falsificat și imaginile au justificat ultimele războaie din Irak, din Afganistan, au fost agenții de publicitate profesioniste din Statele Unite și alte țări vestice plătite să creeze campanii de publicitate pentru astfel de războaie. Sunt foarte multe materiale, cărți, filme, dovezi făcute pe asta. Circulă și acum foarte multe informații care sunt scoase din context, sunt vechi, sunt false, sunt prezentate ca altceva. Foarte important să nu alimentăm emoțional și mental aceste imagini, să le dăm mai departe. Foarte important să vorbim despre ce vrem să creăm. Dacă vorbim despre pace, pacea va crește în mod normal, punem atenție acolo. Dacă vorbim mult despre război, războiul și disensiunea și cearta și vrajba și neînțelegerea vor crește. Și elementele pe care Andrei le aducea mi se pare important de adus mereu în atenția noastră, de a avea conversații, de a nu ne feri de conflict, dar de a avea conversații și de a căuta o promisiune comună, un compromis. Compromis nu ca o pierdere, ci de a avea o promisiune comună către ce putem să creăm și să generăm mai departe în direcția în care vrem să trăim. Și se mai întâmplă ceva, zvonurile sunt foarte des folosite pentru a genera panică și în momentul în care văd o știre care e preluată instant de toate canalele principale, media, atât online cât și offline, asta e un semn mare de întrebare și e ceva care pe mine îmi face să fiu suspicios și să zic, nu, eu nu o să distribui această informație, nu o să încep să o dau mai departe, pentru că e prea simplu să fie adevărat. Orice imagine care accentuează prăpastia dintre părțile care sunt în conflict și nu invită la a sta la aceeași masă, la a intra în negociere, orice astfel de informație pentru mine e foarte suspicioasă, pentru că e doar accentuează prăpastia și vrea mai multă separare. Cred că e important un discernământ și a ne asculta inimile în mod real, a ne întreba cu atenția în spațiul inimii, apropo de coerența inimii și de exercițiile HeartMath,
Mă așez, respir rar, profund, duc atenția în spațiul inimii și întreb: care e adevărul pentru mine în acest moment și ce este cel mai bine pentru mine și cei din jurul meu să fac mai departe, și de acolo acționez. Andreea, cum putem, că pomenea puțin mai devreme Sabin și a adus în discuție cuvântul emoții, cum putem să ne gestionăm mai bine emoțiile în timp de criză și cum putem să-i ajutăm și pe alții? Pentru că, iată, cu toții vedem ce se întâmplă la punctele de frontieră, să zicem, la vamele cu Ucraina. Foarte mulți copii, femei, refugiați. E clar că există o încărcătură emoțională foarte mare și pentru noi, dar parcă ne-am dori, bineînțeles prin comunicare, printr-o comunicare eficientă, să alinăm cumva suferința celorlalți, să fim alături de ei. Da, este o discuție și o întrebare destul de largă. Sunt multe pe care le poți spune despre cum să îți gestionezi emoțiile. Evident că o astfel de discuție înregistrată îmi permite doar să punctez câteva lucruri așa de bun simț care sper să reamintească celor care ne ascultă niște repere simple pe care le avem. Tehnicile sunt multiple. Cel puțin în ceea ce vine dinspre metoda ESPERE propusă de Jacques Salomé, se face apel întotdeauna la simbolizare, ceea ce cuvintele nu mai pot să exprime sau emoțiile care ating niște praguri super înalte, da, de sensibilizarea noastră, la un moment dat pot să ne ducă în cele trei răspunsuri de care psihologia întotdeauna vorbește, sau, mă rog, alții spun că sunt patru: îngheți, luptă, fugi sau supune-te, pleaser, ca și profil. Cu simplitate, eu m-aș întoarce un pic și la ce a spus Sabin mai devreme, ce înseamnă discernământ. Discernământ înseamnă să înțeleg în ce prag emoțional sunt acum, dacă sunt într-un tip de emoție suportabilă și am doar nevoie să o ventilez, să o împărtășesc cu cineva, și atunci pot face apel la o persoană din familie care poate să fie întrebată, așa cum Jacques Salomé propune: ai disponibilitate, timp și spațiu să mă asculți câteva minute? Intenția mea, nevoia mea este doar să comunic despre ceea ce simt? Sau dacă sunt într-un prag emoțional foarte înalt și deja nu mai sunt coerent cu mine, nu pot să-mi dau seama rațional în ce tip de emoție sunt și nici nu simt că mai pot să conțin în corpul meu și în câmpul meu emoția pe care o resimt, la fel pot să fac apel la un specialist care să mă însoțească într-un proces un pic mai intens ca eu să mă stabilizez, sau dacă nu am această resursă, aș putea pur și simplu să fac apel la corpul meu, pentru că ceea ce eu rațional, conștient, nu mai pot să explic din punct de vedere emoțional, că nu mai pot uita cu partea mea rațională la partea mea emoțională și să existe între ele un dialog coerent și funcțional, corpul meu cu siguranță va trăi această experiență de tensiune. Și atunci ce pot face este că nu mai pot să spun cum mă simt, măcar să mă așez în pat și să-mi permit să am conștient câteva momente de liniște, poate să încerc să îmi pun ușoară presiune asupra corpului, poate eventual să fac apel la a dormi, a mă liniști, și dacă nu există nimeni în preajma mea care să-mi explice cum mă poate ajuta comunicarea și simbolizarea, să nu ezităm să scuturăm corpul, să dansăm și să cântăm. Știu că sună bizar, dar toate acestea sunt niște comportamente de descărcare emoțională de la nivel corporal. Și atunci când ajut corpul să nu mai fie în tensiunea necuvântată a celor pe care eu le trăiesc, după ce scutur corpul, fie că mă mișc, mă duc la o plimbare, mă duc la o alergare, mă duc până la vecinul meu, fac câțiva pași sau mă relaxez în corp, încerc să mă aduc în relaxare corporală, pragul meu emoțional va putea să fie din nou accesat și de zona mea rațională. Aș mai menționa că ce înseamnă să trăiești într-o coerență cu tine însuți înseamnă să poți să faci distinția între gândurile tale, emoțiile tale, senzațiile tale corporale. Și atunci, dacă ești coerent cu toate aceste trei lucruri, sau măcar poți să identifici din ce zonă vin trăirile tale, reacțiile tale, comportamentele tale, reușești să îți aduci singur toate aceste trei părți la un nivel de echilibru.
Un singur lucru aș vrea să mai adaug. Cred că modul în care consumăm informație și dăm mai departe informație în perioada aceasta de tensiune ține foarte mult de a înțelege de ce fac ceea ce fac, de ce mă uit la ora 19 la televizor, care e nevoia din spatele acestui gest de direcționare a atenției. Vreau să mă informez cu cele mai importante decizii luate la nivel internațional astăzi, vreau să aflu rezultatul unor negocieri sau, de fapt, vreau să ruminez emoțional și mental, vreau să mă ventilez împreună cu mesaje de încărcătură emoțională continuă, pentru că orice jurnal TV de la televizor în această perioadă face un mix extraordinar, un cocktail destul de puternic între mesaje de impact emoțional care cu siguranță te încarcă și te amplifică emoțional mai mult decât să te ventileze, dar în fine, dacă simți că asta ai nevoie, poți să o faci, iar informațiile oficiale, scurte, obiective, sunt destul de puțin cantitativ inserate în aceste materiale. Deci eu atât aș face în această perioadă. Unu, să conștientizez cât timp vreau să ruminez mental asupra problemelor în care toată umanitatea este acum angrenată, la ce mă ajută să mă expun informațional, e o nevoie mentală sau este o nevoie emoțională, și trei, să selectez trei site-uri, trei televiziuni, trei jurnale în care am senzația că nevoile mele informaționale sunt adăpate. Și pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, Sabin, aș vrea să te întreb, în calitate de specialist în comunicare non-violentă și HeartMath, ce reguli de bază am putea să le spunem, reguli de igienă comunicațională ne poți împărtăși atunci când comunicăm pentru a evita sau pentru a manageria, pentru a gestiona un conflict? Eu o să continui ce spunea Andreea și o să punctez câteva elemente. Mi se pare foarte important să închideți televizoarele cât mai mult din timpul unei zile și să le lăsați așa, pentru că acolo, într-adevăr, e foarte mult, am lucrat în câțiva ani și în presă și e foarte multă frică ce se propagă acolo, conștient și inconștient de buletinele de știri, și e multă altă informație alternativă posibilă prin alte surse. Și aș adăuga importanța de a avea grijă de voi, de a sta în natură cât de mult posibil, de a sta la soare cât de mult posibil, de a sta la aer curat, în contact cu natura, care automat calmează și relaxează corpul și are beneficii celulare și neurologice foarte importante de echilibrare, foarte importantă hidratarea, odihna, hrana, mișcarea regulată, mai ales în perioada asta, care spunea și Andreea, și da, pare bizar să dansezi, să-ți miști corpul, însă în încheieturile, în ligamente, în tendoane, în corpul nostru se stochează foarte mult deșeu emoțional neprocesat, și atunci mișcările astea simple, o alergare, un dans, o scuturare a corpului ajută efectiv la igienă interioară, energetică, emoțională, mentală, fizică. Și un alt element pentru mine foarte important este să țin cât mai mult atenția la nivel fizic în spațiul inimii și să vorbesc de acolo, să acționez de acolo, să creez în acest spațiu al inimii fizic o stare de calm, de liniște, o stare de recunoștință, o stare de compasiune, să o mențin măcar 15 minute pe zi, dimineață, dacă nu pot altfel, și să o extind cât mai mult în jurul meu, pentru că literalmente este un gest simplu care reglează sistemul nervos între simpatic și parasimpatic, ies din starea de adrenalină și cortizol și intră într-o stare de relaxare mai ușor și de a genera în corp hormon de vitalitate, de regenerare, de creștere. Sistemul imunitar este activat, o conexiune și o comunicare rațională deopotrivă și emoțional echilibrată se activează tot prin această atenție simplă, dar puternică în spațiul inimii și o respirație rară, profundă, constantă, conștientă, care din nou echilibrează la nivel biochimic, energetic, emoțional, mental, fizic, corpul și organismul. Și în momentul în care am aceste lucruri de bază ca igienă elementară în viața mea și grijă de sine,
automat extind acest lucru la grijă față de ceilalți, se schimbă și situația exterioară și putem să acționăm dintr-o altă energie în situațiile astea de criză, de război, creând pace, în primul rând, în interiorul nostru și apoi ducând-o și extinzând-o în exteriorul nostru, către cei care au nevoie mai mult de asta. Dragii noștri, au fost astăzi alături de noi ca invitați Andreea Tincea, senior editor Herald, consilier relațional Metoda Espere și coordonator al colecției Arta Comunicării în Relații și Sabin Mureșan, coach pentru transformare și trainer HeartMath pentru reziliență și coerența inimii. Le mulțumim din suflet. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci să aveți o săptămână minunată, o zi minunată, pace, liniște și multă binecuvântare. La revedere, numai bine! Mulțumesc, la revedere!